Salut! Eu sunt Jobi și bine ați venit la un nou episod din Park City. Ei bine, băieți, înainte că acest episod să înceapă, nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe butonul de subscribe și nu uitați de clopoțelul magic care trimite notificări de fiecare dată când postez eu un nou episod pe acest canal. Și nu uitați să apăsați pe acel buton de subscribe pentru că mai mult de jumătate din voi nu sunteți abonați la acest canal. Așa că aș aprecia tare mult dacă ați apăsat butonul de subscribe. Și hai să nu mai lungim intro-ul ăsta și să înceapă episodul. Domnul Puf, sunteți acasă? Da, ai, aoleu, m-am speriat, da, te trăiești, tinere, ce faci? Am venit să vizitez aici zona asta, să vedem, ați mai făcut ceva pe aici, în afară de florile astea, două, trei moarte de aici pe care nu le udați. Da, o strâns bunicuța flori, dacă, uite, poți să-ți arăt dacă vrei. Dacă îmi permiteți aici să intru, ar fi perfect. Uite aici sus, pe cufărul ăsta, o strâns acolo, uite, multe florice. Ohoho, căcălău, cum s-ar spune. Da, trebuie să le plantez numai, dar măcar dor șalele, nu pot să mai plec, nu știu. Vreți să vă ajut? Mi-a dat primarul de lucru, m-a pus să construiesc o căsuță de păduraș, să-mi fac acolo pădure pentru oamenii de aici, să le dau lemne și chestii și așa, mă dor șalele. Acum am venit aici să le-am pus batele norocul. Grea e viața asta la bătrâneți, n-avem ce să facem. Mai uiți, cum e mori acum. Păi și mi-arătați și mie casa asta pe care ați construit-o pe aici. Dar cum să nu, haide că vin. Haideți, vă rog. Acum cu mine. Haideți. Dar să trece direct peste asta de flori, că nu-i mare. Oricum nu sunt flori aici, chiar dacă erau, nu era problemă. Da. Mergem pe aici așa pe drum, uite, să vede acoperișul. Arată bine, ok, dar ce e aia? Turnul ăla de acolo. Să nebunesc, acum a apărut. Ok, extraterestri, cred că asta e. Am fost răpit odată de ei, da. Probabil s-au întors să regleze conturile. Așa de i-am bătut atunci, le-am dat, aoleu. Mamă, înseamnă că e răzbunare mare. Nu știu dacă îl cunoști pe, cum îl chema, doamne, Duke Nukem, îl știi pe Duke Nukem? Nu știu. Nu îl știi, fai, s-a făcut și un joc după el. E prea tânăr, probabil, de aia. Ți-am fost acolo și cu el am bătut, dar ce Dumnezeu, doamne. Mamă. Cred că cineva își face ciment acolo, da? Da, doar că e foarte de aproape de tine. Ia uite ce frumos, ia. Oho, perfect. Ce e asta pe aici, pe jos? Ce e asta? Asta de aici? Uite, poți să o spargi, uite. Pământ cu pietre. Da. E foarte bun. Că pe lângă, ia uite. Mamă, arată foarte, foarte bine. Da, și m-am dus până acasă să iau niște din astea, să le agăț pe aici. Păi și interior ați făcut... Păi e gol aici, ce face? Păi, în interior n-am apucat să pun încă mobila, am vorbit cu ruibiștii de la mine din sat să vină să pună mobila, dar nu, o zic că mai târziu un pic. Sunt foarte ocupați, că așa-s cu tinerii ăștia din ziua de azi. Da. Și am mai vorbit cu cineva să vină să-mi construiască, uite aici pe partea asta, un șemineu, că poate și vine frigul, trebuie socotel. Păi da, dacă vine iarna, lemne aveți, dar n-aveți șemineu. I-am găsit niște bări din astea așa, ca să pună foc cu jarul, chestii. Da, foarte frumoase, așa pe negru, e zvopțite, nu? Sau? Da, zvopțite. Da. E ceva vopsea de aia specială, care nu arde, știi, nu? E bine, ca... Toxifieze de aia acolo, că nu mă treziți, vă treziți cu mine, mor pe aici. Păi și copacul ăsta singur de aici, ce se întâmplă cu el? Treaba e mai interesantă cu ăștia. Ăștia sunt niște copaci speciali, ce cresc foarte, foarte mari. Și atunci când... uite, iar avem vizitator, mă, ce Dumnezeu! Mamă, dacă vine ea, trebuie să fugim. M-am bătut cu ei odată, dar... Nu cred că e ok. Uite, dacă pun ăsta aici, nu fug oare, poate. Da, văd că au început să fugă, cred că i-ai speriat. Ia uite, au căzut, au dispărut. Ia să ne E bine, am scăpat. Da. Sunt niște copaci speciali ăștia, cum ziceam, așa, și ei când cresc se împrăște nu știu ce iarbă așa pe jos, pe acolo, pe sub ei. Și de-aia i-am pus așa, l-am pus aici la înălțime și mai singurel el așa de felul lui, da. Din Atlantis s-a dus ăștia, nu? Măi, nu știu dacă aveau ăștia în Atlantis, dar postibil, nu? Nu mai țin minte, că am fost de mult acolo. Ia zi, moșule, de unde l-au copaci ăștia? Măi, nu mai țin minte, sigur, serios. Aș vrea să-mi amintesc, dar... cred că am și început de Parkinson și început de Alzheimer, nu mai știu, nu. Păi vreau și eu copaci de ăștia mari, așa, care cresc așa mari. Vrei copaci? Te învăț cum să-i plantezi? Te rog. Îți trebuie niște seaplinguri din astea. Ok. Molid ăsta, sprus, nu știu exact ce e. Să știi că nu vreau să-ți fur meseria sau ceva. Nu, poți să-ți plantezi unde vrei. Ok. Îl pui, uite, așa.
Trebuie să pui patru de astea așa. Ok, și cresc singur sau? Păi poți să, ori crezi singur dacă îi lași în timp, ori dacă nu poți să, poți să dai pe ei cu oase din alea parte așa. Păi ajung în vârf cu tot cu maimuțe sau trebuie să aduc eu maimuțele? Păi că trebuie să aduci tu maimuțele. Oh, asta e o problemă. Știi care e problema? Că ăștia în momentul în care cresc așa pe lângă ei, fac un fel de iarbă mai ciudată, mai dubioasă. De-aia l-am pus așa de sus pe ăsta aici. Ok. L-a cocoțat. Dar acum, cine e extraterestrul ăla de acolo? Uite cum coboară extraterestrul. Fii atent. Ia, uite. Mamă. Ce îmbrăcat, mă. Da, e echipat. Grav. Mă, cred că vine să se răzbune pe tine sau ceva. Eu zic să fugi, nu mai sta. Arată tank rusesc, sincer, că m-a mai bătut unul odată. Într-o peșteră aici, da, că m-a dus. În 1944, nu? Sau... Ne-a mirosit, uite. Ok, ne-a observat. De pe ce lume? Am crezut că ești rus, mă. Eu am crezut că ești extraterestru. A trebuit să mă protejez, că am lucrat puțin la înălțime și a trebuit să-mi iau echipamentul specific. Mamă. Am înțeles, aoleu. Este echipament specific aici acum, hopa. Hopa. Mă, ești nebun. Ia uite-l pe băiat. Mamă, fii atent, Spider-Man. Mă, omul paiangăn, mă, dă-te jos. Sunt pantalonii ăștia cu prindere specială. Sunt speciali pentru oamenii care construiesc. Am înțeles. Dar cred că îmi trebuie și mie ideea ca să mă urc în copacul ăla, să mă apuc să S-ar putea să vă pot procura eu niște perechi contra cost, evident. Dar să aibă și pampers inclus, că na, e mai greu cu... Înțeleg. Poate mă ia frică acolo sus. Da, exact. Să fie pregătit. Da, frumos. Frumos costumat, frumoasă costumație, îmi place. Mulțumesc. Aici ce se întâmplă? Ce s-a creat? Am înțeles, adică mi-a dat primarul așa o meserie să fiu pădurar aici și să adun lemne pentru voi și să dea și... Am făcut o mică cocioabă aici ca să am une, cum să stau să de bază la pădure și trebuie să fac o pădure aici, să mă apuc să plantez. Aia mi-am adus, nu mi-am adus lopata, mi-am uitat acasă. Și am venit să vizitez. Să ai mare grijă la lava aia, să nu se extindă pe pomi. Da. Băi, mă gândesc că o să o acopăr cât de curând. Mă gândeam să prima dată să mă duc în partea aia, așa, în direcția aia. Dorești să o scot eu, că aș avea nevoie puțin de obsidian, dacă dorești. O, perfect, dar chiar te rog frumos. Da, așa cum, facem, tadai. Da, mare mulțumită să fii, fiule, mulțumesc. Oameni buni. Da, numai oameni de treabă pe aici, domnule. Păi atunci eu v-am lăsat aici să lucrați și mă duc la oile mele acolo și la animalele mele. Băiatul ăla blondus ce mă tot pișca de fund. Nepotul ăla e tare năzdrăvan. Da. Păi bine atunci. Sânge pe tine tot ăsta. Spor la treabă. Mulțumesc, spor la treabă și la voi aici. Pa, pa. Sănătate, numai bine. Numai bine. Îmi place că nu e craftabil și se găsește destul de greuț. Adică unul am găsit până acum. Păi, în dungeon-uri sau? O corabie. Ok. Are logic, adică. Make sense. Ce e asta de aici? Candidează cineva la postul de primar? O să faci... Chiar nu știu. Dar gata. Gata, acum am văzut. Ia uite că mai are camere pe aici, ești nebun? Da, păi, acum aici lucram. Vreau să pun pereții și astea. Păi, te-ai dus sub oraș. Te ajungi la mine acolo, ești nebun? Aici e drumul către vecinul. Trebuie să punem un minecart ăsta și vedem. Aș dori să candidez la primărie. Am niște planuri pentru infrastructura orașului. Păi e bine atunci. Dar să vedem. Chiar nu știu dacă o să fie cineva duminică. Nu știu. Eu știu că o să fiu acolo să... Nu mai vine Sorin. Să candidez. Dar la chestia asta n-ai gândit-o cumva să nu trebuiască shift? Lași și tu capul la cutie. Duge burta, soldat. S-a dus să ia năstoșii, dar de unde ia? Îi face ce le face. De pe alt server. Vine, jos toată lumea. Drex, mamă, ce nebun e ăștia, bă. Drex, ce aveți pe voi? Stați un pic. Eu mă pun pe burta. Capul la cutie. Ce boală v-a luat? Din păcate, să știi că e destul de contagioasă. Hai să facem ăsta repede să nu te ia. Da, vino jos aici. Uite năstoșii ai și aruncă-mi ăla. Gata, ești ok. Nu ți-e rău. Nu te mai am plat. Nimic, dai cu F5 să vezi. Aaaa. Aoleu.
Ți-am zis că e contagioasă. Da, da, e, asta e. Mă duc la care are farmacie? Mă duc la farmacie. Mare epidemie în Par City. A început farmacie. Epidemia, chiar că în Par City. Să le dăm la toți, știi? Bine, e epidemie puțin cam ciudată. Da, da, da. Și fața tot. Ți-am de niște sară, nu mai știi. Păi pe bune. Auziți cum stau de bolă? Există un vaccin, dar e foarte greu de asta. Mm-hmm. Nu-i pentru oricine. Știi ce aș face eu când mi-ați dat boala asta? Păi noi ți-am zis că e contagioasă, nu știu cum să... La ce ai venit? Ok, am plecat, am plecat. Partea nasoală e că noi nu avem acum ponci, știi? Antidot. Da. Asta înseamnă că va trebui să căutăm, știi, nu? Da, e viața. Bă, în F5... Ba, în F5 pe mine nu mă mai văd așa. Păi nici eu pe mine mă văd normal, doar pe tine te Și tu pe mine, nu? Exact. Au. Băieți, trebuie să încerc să scap de boala asta grea pe care o am eu. Nu știu exact cum o să fac treaba asta. În schimb, am găsit acest templu aici frumos, care e gigantic și e cam la distanța asta de Park City. Cam așa am mers eu ca să dau de el. Bine, cam ciudat am mers pe aici, dar nu mai contează. Ideea e că am ajuns și că a trebuit să găsesc pe aici pe cineva mai rău, așa. Niște oameni răi care să... Mă ducă la o cameră unde găsim spongi, pentru că acolo, în camera unde o să găsim noi spongi, o să găsim leacul ăsta pentru ce avem noi, pentru boala asta, avem nevoie de spongi. Acum eu m-am tot plimbat pe aici, vedeți că am folosit tehnica asta cu ușile să scot apa, să mă păzesc de gardieniște, pentru că eu în moment de față, uitați ce armură am, adică la modul ăsta, știi, e destul de complicat și ăștia sunt pe aici, uite cum stau fraierii, uite cât sunt, știi? Faza e că eu am fost în toate camerele astea și mi se pare foarte, foarte ciudat, e că eu am intrat în toate camerele și eu n-am găsit camera aia cu spongi și nu înțeleg în ce direcție să mă mai duc. Uite câte uși am pus aici, vedeți? Adică despre ce vorbim, uite câte uși aici, avem unde la mare acolo și nu știu dacă mai este vreo direcție sau aici ar trebui să fiu eu în momentul de față, nici măcar nu știu exact unde trebuie să ajung. Dar uite cât uși aici, uite cât uși și cred că asta e camera, ba nu, adică nu știu, nici nu știu. Uite cât de mare e ăla, uite cât de mare e ăsta, vedeți? Mamă, nu știu dacă o să reușesc vreodată să iau acele spongiuri, dar trebuie să le iau pentru că trebuie să rezolv problema aici din Park City, băieți, trebuie să rezolv problema cu boala asta care nu ne lasă în pace. Ok, suntem colorați, doar că nu știu cum o să fac treaba asta, mai ales că mai am și mining fatigue-ul ăsta, 4 minute, nu știu cum o să fac treaba asta, o să încerc pe cât posibil să ajung la camera. Ei bine, băieți, am cam murit acolo la băieții aia răi, acolo, după cum vedeți pe hartă, am murit în 2798 de blocuri. Partea nasoală e că am murit. Partea bună e că-s două. Avem unul în direcția asta fix aici și mai avem unul fix aici unde am murit eu. Deci, clar, e mai mare șansa să găsim spongi, băieți, ca să facem leacul pentru boala asta. Ei bine, în momentul de față eu nu o mai văd, deși e doar un bug, pentru că eu încă am boala respectivă. Partea nasoală e că și ceilalți o au și atunci trebuie să găsesc soluția pentru ei, pentru că eu am început cu boala asta. Și asta înseamnă că va trebui să mă întorc acolo la băieții ăia. Băieții aia răi, cam nasol cu ei, având în vedere faptul că n-am reușit prima oară. După cum vedeți, am cam pierdut o parte din iteme pentru că am murit și au rămas acolo o parte din iteme, dar nu-i nicio problemă, ne revenim și totul e ok. Vreau tot în episodul de astăzi, vreau să mergem la minat mai mult ca să facem rost de ceva mai multe diamante și după ce am făcut rost de ceva mai multe diamante să facem o armură de diamant, iar după aia să pot să mă întorc acolo să le rup cocoașa în ei că m-au supărat grav. Asta e. Până să facem toată treaba asta cu mina, cu tot ce ține de chestia asta, din punctul meu de vedere ar trebui să iau cât mai multă lână de la oițe, ca să am lână în primul rând, și în al doilea rând, la un moment dat va trebui să mut oițele astea albe, să le împart în două zone sau ceva de genul, că nu mai apucă să mai crească iarba pe aici, băieți, că sunt prea multe aici și atunci va trebui să mai fac o zonă pentru oițe albe, dar până să ajungem la nivelul ăla mai durează puțin. Suntem singuri momentan pe server, dar nu nicio problemă, ne facem treaba, poate între timp mai intră cineva, vedem pe parcurs ce și cum se mai întâmplă. Trebuie să rezolv treaba cu epidemia din oraș, cu leacul pentru această boală, ce avem acum 4 playeri din Park City.
E ceva, băieți, 4 playere și nebun, e mult rău. Asta este, până să ajungem la nivelul ăla în care putem să rezolvăm problema, eu zic că momentan ar trebui să tundem oile, să facem rost de ceva mai multă lână colorată, pentru că la un moment dat, vă dați seama, va trebui să o vând. Și când o să o vând, o să o vând la tarabă și după aia mai vedem pe parcurs ce și cum se mai întâmplă. Nu știu ce prețuri o să pun eu acolo la tarabă, având în vedere că lâna se strânge destul de greu. Poate facem o chestie automată acum, nu știu dacă pe versiunea asta de Minecraft putem să facem ferme automate de oi sau chestii de genul ăsta. Chiar n-am nici cea mai mică idee. Ideea e că eu oricum am mai făcut o parcelă acolo și putem să ne folosim și de parcela aia. Dar nu acum, deci episodul de astăzi nu e despre oițele astea, am vrut doar să fac acest mic update că am murit în zona aia și am murit în timp ce nu filmam, pentru că na, au fost ceva mici probleme, dar nu nicio problemă, ne revenim și continuăm să facem treaba asta pe care voiam eu să o fac de la început. Trebuie să le las pe astea să-și crească înapoi lâna și să aibă timp să crească și iarba între timp, cred, și după aia să mai culeg restul de lână. Bun, acum nu știu unde vreau să pun lână asta, pentru că nu mai țin minte unde am pus o parte. A, uite că avem aici, ok. Bun, și atunci avem lână, e bine, avem câteva culori, dar nu suficient de multe iteme aici. Bun, ca idee, mergem la minat, vedem ce găsim, ce reușim să găsim pe acolo pe la minat. Trebuie să fac până la urmă o cameră de stocare, ceva unde să depozitez toate itemele astea, pentru că eu am ceva iteme prin rucsacele astea și le cam car prostez din punctul meu de vedere după mine, pentru că nu am nevoie de atât de multe chestii după mine. Și atunci, uite, de exemplu, astea, de exemplu, n-am nevoie de ele, n-am nevoie de asta și sunt tot felul de iteme de care nu am nevoie și totuși eu le car după mine aiurea. Trebuie să ne organizăm puțin și camera chesturilor, să o facem și pe aia, dar până atunci bag la minat, mă duc în mină, știți unde e mina, probabil, cred, nu mai țin minte dacă v-am arătat, oricum cred că știți zona unde am făcut eu mină. Uite, în căsuța asta de aici, fix lângă măcelărie, aici frumos și coborâm, uite așa, și ajungem în mină destul de ușor. Doar că eu am mai început o zonă la -53, ok. Și acolo m-am dus după diamante, băi, adică am coborât pe aici frumos, bam, 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 foarte, foarte mult în jos. Dacă vedeți pe harta din stânga de acolo, m-am dus, băi, și am coborât până la -53 și am început să sparg pe aici, adică la modul am început să caut diamante, m-am dus încolo. Eu vreau să schimb acum direcția, să mă duc în partea asta, pentru că am găsit câteva totuși în direcția aia, dar nu suficiente. Va trebui să găsesc destul de multe diamante strict pentru treaba asta, nu vreau să dau diamante pe năsoș, vreau să folosesc alte iteme pentru un năsoș și atunci vreau să caut cât mai... uite diamante și nebun direct pe episod, deci nebun. Hai că am avut bine intenția asta să vin în direcția asta, chiar a fost o decizie destul de bună cumva și uite că am făcut rost deja de 6 diamante doar așa de început de episod și trebuie să sparg, băieți, trebuie să sparg mult. Probabil la un moment dat o să fac și eu un live în care vin și minez aici pe Park City. Acum nu știu exact când o să fac treaba asta, dar la un moment dat probabil o să o fac și eu, pentru că o să am nevoie de ceva mai mult mining. Băieții au 300-400 de diamante, eu am câteva, adică la modul sunt cel mai sărac și pe lângă chestia asta mai am multe, multe chestii de făcut până să ajung eu la nivelul băieților. Între timp am primit și salariu pentru măcelar și o să vi-l arăt mai târziu tot pe acest episod, dar momentan sunt la minat până să ajung la chestia asta cu salariul. Mai am de minat să găsesc câteva diamante, ceva mai multe diamante să fie acolo, Doamne ajută. N-am făcut chiar atât de multe diamante, băieți, da, 28 și un diamond hammer dintre ăsta care, apropo, e mult mai rapid, eu zic că e suficient. Ia 28 de bucăți suficiente pentru o armură, mai exact 24 avem nevoie, dacă ai idee, rămânem cu 4 bucăți în plus. Da, eu am mai găsit câteva chestii pe aici, bineînțeles, le-am pus pe aici, mai am 15 diamante, mai am astea, dar în total avem 43 de diamante. Mult rău din punctul meu de vedere și cred că e mai mult decât suficient. La un moment dat va trebui să mergem și noi cu astea să mai facem rost de niște bani, dar pe parcurs ne ocupăm. Acum haideți, băieți, că am înțeles că mi-au lăsat salariul acolo în fața ușii și ar trebui să merg la poarta acolo să-mi ridic salariul, pentru că fostul primar de pe această serie mi-a lăsat salariul și atunci eu trebuie să mă duc să mi-l iau, pentru că nu știu dacă voi știți, dar eu sunt cel mai sărac de pe server. Am fix 2 năsoși, 2, atât de puțin încât probabil nici cei noi care intră pe server nu au atât de puțin cum am eu. Așa că haide, tată, să mergem să luăm salariul ăla ca să facem și noi rost de mai mulți bani, că nu se mai poate, efectiv nu se mai poate. Tată, e noapte, suntem singuri pe server, dar totuși am venit să îmi ridic aici frumos salariul.
rău. $15. Mult rău. 15 năsoși cu 2, ok, 17 bucăți, 17 năsoși băieți. Ești nebun? E ceva, n-am ce să zic, e ceva, e destul de mult, dar sunt sigur că ceilalți au primit mult mai mulți bani ca mine, având în vedere că, haideți să vă spun ceva, cei de pe server sunt foarte, foarte invidioși pe casa asta, sunt foarte invidioși și atunci, nu mi-au dat mai puțin bani. Aia e, băgăm de seamă treaba asta și nu ne interesează. Haideți puțin aici la subsol să vă arăt ceva. Eu am început o cameră, dar ideea e în felul următor, camera asta aș vrea eu, ca în casa asta, să fie camera cu chesturi. Asta înseamnă că în perete o să avem foarte, foarte, foarte multe chesturi. Dar până să facem treaba asta, eu aș vrea totuși să craftez ceva. Nu știu dacă am suficient, dar avem 274 de sugar canes. Acum eu nu știu dacă am luat vreodată obsidian. Se pare că n-am luat obsidian. În schimb, am suficient lemn, cred, să pot să fac primele bookshelf-uri dintre alea ca să putem să facem și noi un enchanting table, pentru că majoritatea de pe această serie sunt enchantați full cu tot felul de chestii și eu nici măcar nu am apucat să fac ceva, ceva. Știi? Să-mi enchantez ceva, orice, nu contează, n-am apucat, băieți. În schimb, cred că îmi lipsește ceva, cred că îmi lipsește pielea de văcuță. Am 7 bucăți aici, deci 7 cărți și poate mai am aici, Doamne ajută, te rog, 23. Nu e, dar momentan e ok, având în vedere că sunt măcelar, la un moment dat o să mă ocup și de treaba asta, bineînțeles. Și avem așa, 30 de bucăți de cărți, cred că o să iasă 10 dintre astea, e aproape suficient, hai să vedem dacă merge așa, merge și așa. Așa, tată, ok, cred că am nevoie de vreo 20, wow, își schimbă culorile, ok, am înțeles. Bun, acum, trebuie să mă hotărăsc la locație, eu zic că locația ar fi bine să fie fix sub terasa asta, asta înseamnă că undeva, ia să vedem, 2, 4, 6, cred că aici cumva, a? Asta, ok, am dat de fosta mea fermă, aici am avut eu o fermă, băieți, și asta nu prea e de bine, pentru că au văzut ăștia acum că eu am avut fermă aici sub casă și e ilegal, e nasol, dar nu mai contează de acum că ne descurcăm, o scoatem noi la capăt. Bun, ca idee, în zona asta aș vrea eu să fac acest enchanting table și atunci vreau să vin ceva de genul ăsta. Cât să mi-ajungă pentru enchanting, cred că ar fi bine să merg puțin mai hakana puțin, uite, ceva de genul ăsta aici să fie intrarea, uite așa, da, ceva de genul. De ce? Pentru că o să am nevoie de spațiu stânga-dreapta să pot face, să pot pune, băieți, aceste bookshelf-uri. Și atunci eu vreau să vin, uite, în zona asta aici, că știu că mai aveam bucăți dintre alea de lemn, căcălău, cum s-ar spune. Suntem bogați rău de tot. Deci episodul de astăzi e un episod despre bogăție aici pe Park City, băieți. N-am cum, efectiv nu am cum. Deși eu aș putea folosi asta, că e mult mai ușor și e mult mai ok să-l folosesc, pentru că sparg mult mai repede. După aia pot să conturez eu camera cum vrea sufletelul meu. Și acum, venim ceva de genul. Frumos. Așa, tată. Și eu vreau să pun chestia aia fix aici. Deci, cumva, aici o să vină bookshelf-urile. Deci, dacă bag așa bookshelf-uri, ceva de genul ăsta în forma asta, uite așa, tata, ok, da, ceva de genul, uite așa, dacă bag bookshelf-uri ceva de genul, cred că ar trebui să fie ok și o să pun, uite așa, pe mijloc dintre astea, vedeți că astea nu sunt 3D, astea sunt 3D, dar astea nu, ciudat, pentru că e de la mod, dar nu mai contează, nu e o problemă neapărat, nu mă deranjează, dacă ai idee, așa, tata, bun, și punem aici frumos lemn, partea de sus o să vină tot așa cu lemn, uite așa, până fix aici, aici în spate cred că o să luminez puțin, uite așa, iar aici o să vină bookshelf-urile celelalte ce o să completeze toată treaba asta de level mai mare, da? Bun, și atunci, e fix sub terasa aici, perfect, ești nebun. Zona asta o să fie tot așa toată din lemn, nimic foarte special, în schimb o să îmi folosească destul de mult și sunt sigur că mai am chestii de genul ăsta, dar nu mai știu exact unde, deși nu cred că mai am, nu prea mai am. În schimb o să am nevoie de lemn dintre ăsta de spruce, uite că lemn de spruce măcar am, uite, și o să iau și crafting table să-l pun și pe el fix aici la intrare, că oricum o să-l mai folosesc ca idee. Și acum eu știu cum am făcut chestiile astea, le-am făcut ceva de genul ăsta, am făcut așa, bun, și din astea am făcut blocurile astea super, care arată așa ca chiselul și arată foarte șmecher, și atunci am completat situația. Bun, aici vreau să vină un lampă, da, o lampă dintre aia foarte șmecher, dar cred că stă mai bine pe asta pe albastră, ia să vedem, tată. Oh, suntem super bine. Și atunci mai luminăm puțin aici zona și cam atât, băieți. Aici o să vină, după ce facem rost, bineînțeles, de obsidian, o să vină în zona asta enchanting table-ul și avem și noi
Enchanting Table pe această minunată hartă și pe această minunată serie, nu mai suntem chiar atât de săraci. Cam atât cu episodul de astăzi, băieți, probabil în episodul următor o să-mi fac și eu o armură și o să încerc să mai merg o dată acolo unde am murit, în 2751 de blocuri, să mă duc să mă bat cu oamenii ăia răi ca să pot să obțin leacul pentru toți de pe server și vedem cum discutăm cu doctorul, poate vindem leacul, poate nu, vedem. Cam atât. Eu am fost Ciobi și v-am țucat. Pa!